Europa FM. De 15 ani pe aceeași frecvență cu tine. Eram studentă, sau mă rog, finalizam facultatea. Studiam, făceam școli și mă pregăteam pentru o carieră mai bună în România. Eram la serviciu oricum, lucram, nu? Și cam atâta. Și petreceam timpul liber cu prieteni, era foarte frumos. Mergeam la sală, făceam sport, mă antrenam cu băieții. Eram la birou și colegii, băi, a apărut un post nou, gata, care e? Și eu, și eu, și eu, și ăla e. Păi ascultam radio, bineînțeles. Și eram proaspăt absolvent de facultate de un an jumate, încă dădeam piept cu viața, să zicem. Ascult în mașină fiecare zi. Îl ascult pe Vlad Petrean dimineața, matinal. Lucram, mă dădeam cu bicicleta. Nu ne place Europa FM. La mulți ani și țineți-o tot așa și mai vreau concerte live în garaj. Europa FM este un post de radio care ajută societatea. Eu vă iubesc foarte mult, îmi place tare mult muzica voastră. Mulți ani. Un post foarte bun, îmi place muzica de acolo, îmi plac emisiunile și mai sigură. Mă bucur de dumneavoastră, vă ascult și sunt convins că o să faceți bine. Cred că aveți acoperirea cea mai bună. Mă este Guran, îmi place ce face, să țină tot așa. Și întregi echipe, vă urez succes. Vă ascult toată ziua și sunteți dragi. La mulți ani. Să fiți sănătoși, iubiți și mult înainte. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.